Cuviosul Chiril, egumenul mănăstirii de la Iezerul Alb. 9 iunie, Cuviosul Părinte Chiril s-a născut din părintii de neam bun si drept credinciosi a crescut în slavita cetate Moscova. Din sfântul botezel a fost numit Cosmasii de Tânar a fost dat la învatatura sfintelor cartii. Si fiind copil foarte izdet, a învatat de graba dumnezeiasca scriptura si, nevoindu-se la citirea cartilor, se înțelepte spre mântuire, petrecând în înfrânare și si în curatie, si sporind în tot lucrul placut lui Dumnezeu. Sin ca fiind el în ar, părinții lui au trecut din această viața vremelnică si, fiind pe patul morti, au încredintat pe fiul lor, Cosma, lui Timotei lor, care era unul dintre boierii mare lui domn Dimitrie, având dregatoria ispravniciei, iar fericitul copil, având Dumnezeu dorire în inima sa, voia sa se faca ca lugar, deci întreba de locurile si de locuintele monahilor, si unde i-ar fi lui cu înlesnire sa se mântuiasca. Însă nimeni nu îndraznea sa nu ca lugareasca, temându-se de acel boier Timotei. Deci încă de când Cosma era în lume, arata în sine înclinare către viața monahicească, ducându-se totdeauna la biserica, pazind curatia si întreaga întelepciune, omorându si trupul cu postul si cu înfrânarea si facând toate faptele bune. Acest lucru vazându-un Timotei se bucura de el și si îl iubea foarte mult, si ajungând el barbat de savârsit, Timotei a încredintat rândui ala casei sale, ca unui credincios si rudent s a sa de Dumnezeu, dar el se gândea în sine, cum ar face sa fie monah, ca ce în la era aprins de dragostea a ca de foc. Iar taina aceasta el nu o spunea nimănui, ca nu când stind-o -ti Timotei, stăpânul lui să-i facă vreo împiedicare de la lucrul ce nu gândea. Deci fericitul Cosma era în mare mâhnire, vazându-se însărcinat cu gâlcevile lumestii sinestind cum ar scapa de acelea, si pentru aceea se ruga lui Dumnezeu cu dinadinsul, Ca sau nu scoata în orice fel stie din gâlcevile vieții si sau nu duca în linistea monahicească, iar domnul, ajutând scopului sau cu purtarea sa de grijă a rânduit Savina în cetatea Moscovei fericitul Stefan, egumenul manastirii Mahristesca, barbat de vârsit în fapte bune, stiut și si cinstit de toti pentru viața lui cea placută a lui Dumnezeu. Deci Cosma, înstint înduse de venirea lui, a alergat cu bucurie la el, pentru că de multă vreme auzise de el si dorea sau nu vada. Deci, cazând la picioarele lui, varsa lacrimi din ochi, rugând unul să pună pe el chipul monahicesc și si zicând, Preasfintite parinte, de multă vreme am dorit să te văd, iar acum Dumnezeu m-a învrednicit a vedea pe Sfintia ta, deci te rog pentru Domnul, nu m-a pe mine, păcatosul, precum nici Hristos n-a lăsat pe vamesul și si pe fiul cel desfrânat, iar cu viosul, vazându-i lacrimile si buna dorinta. A înteles ca o să fie vas ales al sfântului duh și si a început a se gândi cum ar putea sau nu va ca monah, De vreme ce stia ca boierul acela timotei nu va voi cu niciun cip sau nu lasă la calugarie, pentru aceea socotea în sine si zicea. Dei vom spune, nu va lasa sa fie aceasta. Iar de unul vom ruga, nu ne va asculta. De deci ce a gândit un lucru ca acesta, mai întâi unul, am ambracat cu haine proaste monahicesti, fara sa unu unde si fara fagaduintele si rugaciunile cele cuvincioase. vincioase. Si a pus numele Chiri, apoi, oprind unul în casa în care gazduia, s-a dus el în susil la Timotei. Si, spunându-i se lui Timotei devenirea venirea egumenului Stefan, el s-a bucurat, ca le cinstea foarte mult. Deci, sculându-se, s-a închinat lui si a cerut binecuvântarea, iar cuviosul, dându-i binecuvântare, i-a zis, Chiri, rugatorul vostru către Dumnezeu, va binecuvintează, iar el a întrebat, cine este Chiri, egumenul a zis, Cosma care a fost sluga voastră. A voit acum să fie monah și si să slujească Domnului Sisa să se roage pentru voi lui Dumnezeu. Iar el, când a auzit aceasta, în data s-a umplut de mare mânie și si de mâhnire si a început a ocară cu cuvinte necuvioase pe cuviosul Egumen Stefan. Iar cuviosul, stând, a zis, noua ne este poruncit de la Mântuitorul Hristos. Unde Undeva vor primi și si vor asculta cuvintele voastre, acolo o să petreceti, iar cât in va vor primi sim nu va vor asculta pe voi. E de acolo. S-a scuturat praful de pe picioarele voastre, într-un marturia lor. Acestea zicând cu viosul Stefan, s-a dus, iar Irina, femeia lui Timotei, fiind drept credincioasa si temătoare de Dumnezeu, auzind cuvintele lui Stefan, iar mai ales ale lui Hristos, s-a înfricosat cu inima si a început a sfatui pe barbatul ei, ca ce a mâhnit pe un cuvios ca acela, si a zis, Mă tem ca nu cumva să cadă deodată mânia lui Dumnezeu peste casa noastră pentru necinstea ce ai adus placutului lui Dumnezeu, și a auzit cuvintele înfricosate și spaimântatoare ale lui Hristos, care au fost zise de el, care ce cele urmează în Evanghelie, mai ales ne va fi Sodomei și în ziua judecatii. Deci, barbatul ei, Timotei, ca induse de greseala sa, a trimis de graba după Sfântul Stefan, rugându-l sa se întoarcă la el, iar Sfântul întorcându-se Timotei a cazut la picioarele lui, cerând iertare și si împacându-se cu cuviosul. Din acea vreme, ajutând Dumnezeu, Timotei s-a umilit cu inima si, facând după cererea cuviosului. A lasat pe Cosma, care s-a numit Chiri, ca să fie după voia lui, iar Cosma a dat săracilor toate câte le avea, ne l-a nimic. Si se ruga fericitului Stefan ca să o nu acum faca monah prin rânduia la tunderii iar cu viosul legumen Stefan, socotin cele de folos noului începator, 1. A dus în manastirea lui Simon Siunu, a dat spre calugarie arhimandritului Teodor care era rudenia marelui între părinții Sergie, iar Teodora acela era îmbunatatit și intelept în lucrurile duhovnice stisi, ca un iscusit si carturar, stia a povatui bine pe cei ce veneau la Dumnezeu, deci a calugarit pe cosma de vârstit si unu, anumit Chiril precum îl numise mai înainte cu viosul Stefan, în manastirea lui Simon petrecea un monah, Anume Mihail, care mai pe urma a fost episcop al cetatii Acela petrecea viata într-un Dumnezeu în rugaciuni, în postiri, în priveghieri și în toată înfrânarea. Deci lui a încredintat arhimandritul Teodor pe monahul Chiri cel nou începator, ca să un povatui ca pe sine la calea ce duce la împăratia cerului. Iar Chiri vazând nevointele pustnicestii ale staretului sau, a început a urma vieții lui si ai se supune lui cu toată o surdia, si se să faca cele ce vedea pe staret ca face. Socotea postul ca saturarea, ostenelile ca odihna si în timp de iarna ca si caldura, iar som dormea putin si astfel si obosea trupul, supunând unul duhului. Sine îndraznind să faca ceva fara binecuvântarea si porunca staretului. Prima rugat pe el să-i poruncească să postească mai mult decât ceilalți frati, adică să mănânce după doua sau trei zile, iar staretul nu i-a dat voie, ci i-a poruncit să mănânce pâine cu frati, dar nu până la saturare, iar când staretul citea noaptea psaltirea, Poruncea ucenicului să facă china și astfel petrecea toată noaptea până la vremea utreniei. Si se faceau fericitului Chiri în chilie multe chipuri de înfiorari și de naluciri diavolesti, mai ales când staretul iesea afara din chilia sa, însă el, cu rugaciunea lui Hristos si cu semnul Sfintei Cruci, ca si cu armatare, gona pe vrajma si cei apoi el spunea toate acelea Sfântului sau staret iar el, în tarin îi poruncea să nu se teamă de înfricosarile diavolestii, ci să se le socotească ca niște nimicuri. Deci Sfântul Chiri a petrecut la acel mare nevoitor multă vreme cu supunerea adevărată, neavând niciun fel de voia sa. Apoi, cu porunca arhimandritului, s-a dus la ascultare de obste, ca să se ostenească în unde a început și si mai mult a se înfrâna si a adauga cu smerenie usteneala peste usteneala, lucrând singur mai mult decât altii cele ce erau de făcut. Dar nu lasa nici rugați unile cele de toată noaptea, cu care se deprinsese de la staret, ci multe nopti petrecea fara somn, iar la cântarea cea de dimineața din biserica. El era mai înainte să si iesea mai pe urma decât toti. El primea hrana atât cât să nu slabeasca cu trupul de foame și si să nu cada la pământ, iar uneori mânca numai ca să nu fie cunoscuta de frat în frânarea lui. Bautura lui nu era altceva decât apa, si aceea într Atât de nemilostiv muncitor era trupului sau, si tuturor se facuse de mirare si era iubit de toti, caci ce fel de fapte bune nu erau întrânsul, era supus ascultator, fara de cârtire, blânsit acut, smerit și plin de dragoste. În vremea aceea, trăind cu viosul părintele nostru, Sergie de la Radonej, facatorul de minuni, mergea uneori la manastirea lui Simon pentru a vedea pe arhimandritul Teodor, rudenia sa și pe ceilalți frati. Si mai înainte de tot el mergea în pitarie la fericitul Chirisi vorbea cu el în singurătate pentru folosul sufletesc. Astfel îi puteai vedea pe amândoi lucrând brazda sufletului. Unul semana semintele faptelor bune, iar altul le dat cu lacrimi, ca să câstige secerisul cel de bucurie în veacul ceva savie. Și si vorbind ei, multa vreme si instint înduse arhimandritul devenirea cuviosului Sergie. În data mergea cu fratele Elsi prima sa cea iubita într-un Hristos. Simarele era mirarea tuturor, cum Sfântul Sergie lasa pe toți, chiar si pe arhimandrit. si mergea numai la chirii Căci viața Sfântului era stiuta de Sfânții cu viosului, nu era tainuita vietuirea cu viosului. Si petrecând Sfântul chirii în pitarie multă vreme, a fost trimis de povatuitor la o alta slujba, anume la bucatarie, dar el si acolo, ostenindu-se, tot sa se nevoia, ca în cea din tâi slujba, si privind la focul din bucatarie, însi aducea aminte de focul ghenei muncii celei vesnice, si zicea catre sine, rabda, Chirile. Focul acesta, ca s-a poti scapa de celălalt foc mistuitor, din aceasta, Dumnezeu i-a dat lui atâta umilință, încât nu putea nici pâine să guste fara la crimi, iar uneori nu putea să vorbească niciun cuvânt, iar fratii, văzând aceasta viața a lui, îl avea între în sinu ca pe un om, ci ca pe un înger al lui Dumnezeu, si zându se el cinstit si laudat de toti si vrând sa si tainuiasca fapta sa cea bună, s-a prefacut a fi nebun si a început a face glume cuvioase si râsete, ca să nu fie cinstit si laudat, ci mai ales necinstit si bat jocorit, ci si iubea mai mult necinstea decât cinstea, si mai mult decât laudele, iar aceasta o facea pentru dragostea lui Hristos fiind ca pentru sine toate le socotea ca niște gunoaie, deci văzând fratii nebunia lui. Unii s-au îndoit si li se parea ca într-adevăr si a pierdut mintea, iar alții credeau ca si a razvratit viața, dar el, sub chipul nebuniei, se sârguia sa si tainuiasca adevărata înțelepciune ce s-a las lui an in inima sa pentru aceasta. Arhimandritul îi dadea canon ca unui afara de rânduia la sira zvratit, îi dadea post în frânare, adică să guste numai pâine și si apa timp de 40 de zile si mai bine, iar el îl primea și si îl savârsea cu o sârbie, ca ce aceasta ni trebuia si lui, ca postirea sa, cea alea sa de sine si la care se deprinsese, sau vârsească sub chipul canonului, ca sa se para ca postul lui nu este după voia sa, ci după porunca povatuitorului sau. Si trecând zilele cele hotărâte ale postului, fericitul Chirii facea arasi alte nebunii, ca sa ia mai multă acertare si canon de la povatuitorul sau, deci, de multe ori, din porunca părintelui, el petrecea câte sase luni cu pâine uscata si putina apa, si acelea le primea la câte o zi sau doua, si luând cu viosul niste certari sinisteocari ocari ca acelea, se bucura foarte mult cu duhul, caci precum cei mândri se bucura de slava și de cinstea lor. Tot si cei smeriti cu getator se vestelesc de necinstea și de defaimarea lor. Deci a petrecut Sfântul în acea nebunie până cei s-a cunoscut cu getul, ca pentru smerenie face aceea. Iar după ce gumenul s-a înstintat cu încredintare de acel lucru, nu-i mai dadea canon, deși el mai facea unele nebunii. După aceasta i-a venit în gând cu viosul lui Chiri să fie liber de slujire a bucatariei si sa petreacă în liniste în chilie, ca din liniste să poată câștiga mai multă umilintă, dar nu voia să vorbească de aceasta e egumenului, ca să nu fie după voia sa, ci s-a lăsat în purtarea de grija a prea curatei maicii lui Dumnezeu, spre care avea mare dragoste și Deci, punându-si toată nadejdea întrânsa, s-a rugat ea, ca treia, ca să rânduiască cu el ce este mai de folos și si s-a rânduit astfel. Arhimandritul voia să scrie o carte si, stind pe fericitul Chirii ca poate scrie bine, i-a poruncit să plece de la bucatarie, S-a sada în chilia sa si sa scrie acea carte. Iar Chiri, cunoscând ca prea curata mai ca lui Dumnezeu i-a auzit rugaciunea, i-a mulțumit și si a primit liniștea chiliei lui. Bucurându-se, ziscri în cartea ce i s-a poruncit, nu înceta obisnuita sa pravila, adică se ruga mult și si petrecea nopti fara de somn încântarea de psa, în cântarea de psalmi și în plecarea genunchilor, iar după o vreme, socotind petrecerea sa, S-a aflat pe sine neavând atâta umilinta cât avea când era în pitarie, deci a început a se ruga prea curatei nascatoare de Dumnezeu ca să-i dea cea din tâi umilinta pe care o avea mai înainte. Si după o vreme, egumenul unu a trimis iar la bucatarie în slujba fratilor, iar sfântul Chiri s-a bucurat de aceasta foarte tare si se sârguia spre mai multe nevointe. Si câstiga de acolo o mai mare umilintă. Ghiți a petrecut într-acea slujba în 9 ani, supunându-se la multe ustene lisirele patimiri, pentru ca ziua se ardea de foc, iar noaptea îngheta de frig, ca ce în acei ani nu a avut cojoc pe trupul lui. Apoi, după trecerea acelor ani, arhimandritul prima a luat de la bucatarie, prima dus la arhiereu și prima a hirotonosit preot, macar ca Sfântul Chirin nu voia, deci petrecea slujba preotiei în rândurile saptamânii sale, dar nu înceta de la iubirea de osteneli și de la slujirea la lucrurile manastirii, caci atunci când avea vreme libera, se ducea în bucatarie sau în pitarie și se ostenea, dându-se pe sine la mai mare smerenie înainte de egumenia aceea în care avea să fie, după cuvântul Domnului, cel ce voi este să fie mai mare între voi, să fie sluga tuturor. După aceasta, arhimandritul manastirii lui Simon, fericitul Teodor, fiind barbat vrednic de cinste, cu voința lui Dumnezeu a fost ales la treapta arhierească a Sipus Arhiepiscop Rostovului, iar în locul lui, ca arhimandrit al manastirii lui Simon, toti au ridicat cu sila pe cuviosul chirii, neascultându-i multele lepadari si la ale lui, si astfel l-au silit să ia egumenia acelei manastiri, si primind cuviosul începatoria, mai mult s-a dat la mai mari ostenelii, stind ceea ce se scrie cui îi se va da mult. Mult se va cere de la el. si arasi, a să sa lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, ca să vada lucrurile voastre cele bune și si să prea marea scapetat al vostru care este în ceruri. Deci, o cârnuind bine manastirea, niciodată nu s-a înaltat cu gândul pentru cinstea dregatoriei sale, nici i-a lăsat ceva din înfrânare, ci a s-a petrecea mai înainte, pazindu-si smerita sa cugetare aratând dragoste nefatarni ca spre totii cei mari si cei mici, si pe totii îi primea cu bucurie, pe cei bătrâni ca pe frati, iar pe cei mai tineri, ca fi. De aceea era iubit de totii, cinstit și si slavit, si veneau la dânsul mult din domn si boierii pentru folos. Si vazându si tulburat linistea, a început a se mâhni si a se întrista, de aceea se gândea cum ar lasa egumenia si sa se linistească în chilia sa, iar după o vreme oarecare, lasându-si rânduia la arhimandriei s-a dus în chilia sa de mai înainte zi s-a închis un nevoind sa se plece la rugamintile fratilor, care îi cereau cu multe lacrimi să nu lase o cârmuire a sfintei manastiri. Iar de vreme ce manastirea nu putea să fie fara egumen, pentru aceea au ridicat la arhimandrie pe un ieromonah cu numele Sergie Sicu Porecla care mai pe urmă a fost episcop în Riazan, iar Sfântul Chirii a început a se liniști în chilia sa, dar cetatea nu putea sa se ascunda, stâng deasupra muntelui. Nici faclia sa se tainuiasca sub obroc, fiindcă pe cât fugea el de slava omenească, pe atât mai mult îl prea mare a Dumnezeu, care a zis... Pe cel ce m-a prea mare stel voi prea mari. Drept aceea, din felurite partii cetati, mult din partea duhovnicească a simirenească veneau la dânsul pentru folos. Caci cuvântul lui era cu are antelegerii, si darul lui se varsa din gura lui, si totii îl ascultau cu placere. Vazând aceea, Serghei Zakov, cel pus arhimandrit în locul lui a început a se umple de zavistie, Caci se socotea pe sine a fi defaimat de cei ce se duceau la fericitul Chirisi se mâhnea de aceea foarte mult, pentru că zavistia nu stie să cinstească cele de folos iar cu viosul chiristind necazul arhimandritului asupra lui, nu s-a mâhnit pe dânsul, nici i s-a împotrivit lui cu ceva, deoarece era fara de rautate și si drept la inima. Deci, dând loc mâniei, s-a dus de acolo în manastirea nasterii prea curatei nascatoare de Dumnezeu care se numea veche, si petrecea acolo, zise si gândea în sine cu mare dorinta. Casa se ducă undeva departe de lume în pustie si, de aceea, totdeauna se ruga lui Dumnezeu si prea curatei maicii sale, zicând, prea curata ca lui Hristos, Dumnezeul meu, tu stii ca toată nadejdea mea, după Dumnezeu, spre tine am pus-o din tineretile mele, deci în sutitul, precum stii, tu este ma. Aratam calea pe care vă o merge și spunem un loc lesnicios pentru mântuire. Asta se ruga el adeseori cu lacrimi și si în scurta vreme si a capatat cererea. Pentru ca Domnul face voia celor ce se tem de el si aude rugaciunea lor împreună cu prea curata mai casa viosul Chirii avea obiceiul că în toate noptile s-a cântat atistul preacuratei nascatoare de Dumnezeu înaintea sfintei sale icoane. Deci într-o noapte, cântând de la catistul după obicei si având în inima sa dorinta de pus pustnicească, se ruga cu suspinuri, iar când a ajuns la partea care se scrie în catist, straina noastră revazând, sa ne înstrainam de lume, mutându-ne mintea la cer. Atunci s au milit cu inima din cuvintele acestea simcetând a citi. Se gândea în sine cum cel prea înalt în marimea Dumnezeirii, Domnul nostru Isus Hristos, s-a arătat pe pământ în trup de om smerit, ca pe cei ce se înstrainează de lume pentru dragostea lui, să ridice spre înaltimea Dumnezeiestii vederi zi si s-a desteptat în el dorinta mai fierbinte ca sa se înstraineze cu totul de lume în pustie, pentru dragostea lui Dumnezeu. Deci a început mai cu din Sula a se ruga cu lacrim Domnului Siprea Sfintei Mascatoare de Dumnezeu ca să o împovatuiască cum sa se mântuiască. Sindata a auzit un glas minunat de departe din înaltimea vazduhului, afara din chilie, zicându-i, chirile, iesi de aici, si mergi la iezerul alb, ca buna odihna vei afla, acolo te-am gatit tie în loc în care te vei mântui. Atunci cu viosul, deschizându-si de graba fereastra chiliei, a văzut o lumina mare stralucind din cer. În partea din spremiaza noapte, unde este iezerul alb, arat i cu raza ca si cu degetul locul salasluirii lui. Deci Sfântul stând înspaimântat, privea cu ochii locul arătat lui în latura a ceea ce era departata, ca și cum ar fi aproape, Zis a tot uitat la aceea, până ce a pus de la ochii lui lumina aceea minunată cerească, zis sfârșindu se acea minunată vedenie, si a aflat inima sa plina de bucurie si de pace si a înțeles ca prea curata maica lui Dumnezeu nu i-a trecut cu vederea rugăciunea lui, deci ea a s-a vârsit cântarea acatistului cu mare bucurie. Petrecând toată noaptea cea afară de somn, si rugându-se într-o caldura Duhului, zi socotind cu mirare glasul si vedenia ce i se facuse lui, se veselea asis la avea pe Dumnezeu, el avea acolo un frate duhovnicesc anume Terapont, credincios și iubit lui. Acela era tuns împreună cu Sfântul si fusese la Iezerul Alb. Pe acela îl întreba Sfântul dacă este vreun loc la Iezerul Alb, unde ar putea să se liniștească monahii. Iar Terapont îi spunea că acolo sunt multe locuri bune pentru singurare. Deci, sfatuindu-se amândoi, au ieșit din manastire și au plecat la drum spre Iezerul Alb, nadajduind spre Dumnezeu, iar după multe zile, ajungând în partile Iezerului Alb, a cercetat multe locuri în pustie, dar nicăieri nu i-a plăcut cu viosului, până ce a mers la locul ce îi se aratase lui în vedenie și pe care îl caută acolo mergând. În data a cunoscut acel loc, care i-a plăcut foarte mult. După aceea, dacă când rugaciune a zis, aceasta este o mea și si aici mă voi să las lui, fiindcă astfel a voit prea curata Maica Domnului, bine este cuvântat Domnul Dumnezeu de acum si până în veac, ca auzit rugaciunea mea, zindata a înfipt o cruce în acel loc. Când în canonul de mulțumire spre lauda prea curatei nascatoare de Dumnezeu, atunci a spus lui Terapont vedenia ce i s-a ratat lui în manastire despre locul acela. Deci, amândoi multumind lui Dumnezeu și si prea curatei maicii lui, au sapat o chilie mică în pământ, si au stat o vreme împreună, apoi cu înțelegere s-au despartit unul de altul, deoarece fericitul Kiri dorea să aibă liniștea cea mai desavârsită, deci Kiri a rămas pe loc, iar Terapont s-a dus ca la 15 stadii departare de acolo, si găsindu-si un loc placut lui s-a salasluit acolo pentru Dumnezeu, apoi, adunându-se acolo mult fratii, au făcut o manastire, zidind si o biserică în numele preacuratei nascătoare de Dumnezeu si a prea cinstită ei nasteri, astfel ca acum acea manastire, cu darul lui Dumnezeu latindu-se sin multindu-se si bine rânduindu-se, se, se numestea a lui Terapont iar locul acela, unde cuviosul Chirisa s-a lasluit, avea brazi și padure de nu erau aproape locuind omenestii. Locul era frumos și rotund, înconjurat cu ape de jur împrejur, ca si cu un zid, si acolo vietuia Sfântul Părinte în chilia cea, sapata în pământ, petrecând în pustie cu nevointe pustnice și si luptându-se împotriva nevazutului vrajmas, iar după un timp, doi creștini oarecare umblând prin pustia aceea, au găsit pe acest sfânt s-au mirat de petrecerea lui atât de aspra. Deci, folosindu-se de cuvintele lui cele insuflate de Dumnezeu, au început după aceea a veni adese ori la dânsul, Dorința să vadă fata lui cea cu sfânta podoaba, să se învrednicească de binecuvântare zi să folos de la dânsul. Ei aduceau staretului lor cele trebuincioase, iar numele lor erau acestea, accentie, ce se poreclea voron, simatei. Ce se chema cu cos? care mai târziu a fost eclesiar al acelei manastiri. Acei oameni spuneau aceasta, cu mulți ani mai înainte de acea vreme, un lucrator de pământ, anume Isaia. Traia aproape de locul acela unde Sfântul Chirisa lasluit. Aceli s-a lasluit, acel Isaia Sicei împreună cu dânsul adeseori auzea un sunet de clopoți un glas de cântare minunată ce se facea în locul acela, mai cu seama în zile de duminici și si praznice, dar nu numai Isaia auzea clopote și si cântar, ci si alți oameni ce treceau prin acel loc. De aceea, de multe ori, când auzeau acel sunet, veneau acolo să vadă de unde se aud clopotele și si cântarile, Zigla, si glasurile le auzeau, dar cu ochii nu puteau să vadă nimic, deci, mirându-se cu spaima, se duceau, cunoscând că nu este lucru obisnuit. Într-o zi, cuviosul a înconjurat pustia aceea cu acei doi oameni ce s-au zis mai sus, cu accentie simatei, dar vrajmasul, uratorul binelui stind că are să fie izgonit de acolo prin cuviosul sine putând să le înfricoseze cu niciun fel de pareri sinaluciri, de vreme ce cuviosul le socotea pe toate acelea mai netrăbnice decât paianjenii, aflat asupra lui un meste sub ca acesta, prin voia lui Dumnezeu, a adus asupra lui somn greu, încât Sfântul Chirin nu putea să umblesi voia sa se culce ca să se odihnească zicând că către cei ce erau cu dânsul, stati acolo până ce voi dormi putin, iar ei i-au zis, Părinte, mergi în chilie și odihnește-te acolo, iar părintele, neputând să meargă, fiind biruit de somn, a văzut un loc bun de odihna și s-a culcat ca să doarma putin, deci, adormind de prim a el, prima a deșteptat un glas înfricosat, zicându-i, fugi, Kirile, fugi, iar el, desteptându-se de neobisnuitul glas sin spaimânt înduse, a fugit din acel loc. Sin data, în ceasul acela, un copac mare a cazut de-a curmezisul pe locul pe care zacea sfântul. Si a înțeles Sfântul ca a fost pândire diavolească si dintr acea vreme a început a fi mai cu trezvie si mai osârdnic, rugându-se lui Hristos si prea curatei maicii lui ca să ia de la dânsul greutatea zomnului, acea cerere a lui i s-a împlinit în tocmai, și de multe ori petrecea ziua si noaptea fara să aibă somn si nici cât de putin nu dormita, deci noaptea statea la rugaciune si ziua se ostenea lucrând cu mâinile. Căci taia padurea asigurată locul cel strâmt care era în pustia cea paduroasa, vrând să asemene oarecare să minte, ca astfel din sudoarea fetei s-a din osteneala mâinilor lui să se hrănească, iar odată, adunând gateje multe în împrejurul locului acela, le-a aprins iar diavolul a ridicat un vânt mare si fumul cu vapaia a înconjurat pe cuviosul de pretutindeni, încât nu stia încotro s fuga, din pricina ca fumul era gros și si acoperea tot locul. Deci fiind într-o neașteptată primejdie de moarte ca aceea, Sfântul a strigat către prea curata Fecioara Maria, grabnica ajutatoare, nascatoarea de Dumnezeu, sindata i s-a aratat lui oarecine silu în unul de mână, i-a zis vino în urma mea, deci, scotându scotând unul nevatamat din foc, s-a făcut nevazut, astfel, cu ajutorul preasfintei nascatoare de Dumnezeu, Sfântul Chirii a fost scapat din primejdia cea neașteptată. După aceasta au venit la dânsul din manastirea lui Simon doi fratii iubitisi de un gând cu el. Zăvedei și Dionisie, pe acestia vazându-i cu viosul, s-a bucurat foarte mult și a primit să vietuiască împreună cu el, apoi a venit un oarecare Natanail, care mai pe urmă a fost chelar al locasului aceluia. După aceea, au început a veni la Sfântul si altii frati, pentru zidirile duhovnicesti, ca ce avându-si inima lui bine lucrata, cu darul Duhului Sfânt, da de adulci roduri de învataturi, si pentru aceea cei ce veneau să vietuiască la dânsul, cereau să aibă părinte lor pe el, pentru că vedeau viața lui minunata si cuvântul lui de Dumnezeu insuflat, iar el se le pada să le fie povatuitor, numindu-se pe sine nevrednic si pacatos, însă biruindu-se de iubirea de frati si de dorirea mântuirii sufletelor omenesti a început a primi acolo pe acei frati, care, zidindu-si lor chiliute mici, vietuiau lângă dânsul întru Dumnezeu. Iar un om, anume Andrei, care zi avea locuinta lui nu departe de acea pustie, a început a urâ pe cuviosul chirisi pe monahii care erau cu dânsul, pentru ca s-au salasluit acolo. Deci, Îndemnat fiind de diavol, a mers noaptea, vrând să aprinda chilia sfântului, dar când s-a apropiat de chilie, îndată a cazut asupra lui o spaima mare și a fugit de frica într-alta noapte, venind iarasi, a lipit focul de perete si a fugit, ca să nu fie stiut. Zi si de departe si privea să vadă când se va aprinde chilia cu parintii cei ce vietuiau în ea, dar focul, lipindu-se de peretele cel de lemn ca de piatra sau de gheată, data s-a stins. Deci acel ce Andrei facea de multe ori aceasta, mergând într-o adânca noapte, dar n-a sporit nimic, deoarece uneori cadea peste dânsul frica si spaima, iar alteori focul cel lipit de perete se stingea. Caci prea curata mai ca lui Dumnezeu pazea nevatamat de foc nu numai pe robul sau fericitul chirii, ci si ostenelile mâinilor lui. În cele din urmă, omul acela si a venit în simtire si, cunoscându-si greseala sa, s-a temut să nu navalească asupra lui vreo pedeapsa lui Dumnezeu, deci alergând cu poca inta la cuviosul chirii, Siam a marturisit greseala lui cu damanuntul, udându si cu lacrim fata lui, iar sfântul, învatându nu cu cuvinte folositoare și îndemnând unul să nu mai asculte sfatul ce al vrajmasului, i-a daruit iertare si prima eliberat cu pace, iar el însuși a început a cânta canonul de multumire al prea curatei fecioare nascatoare de Dumnezeu iar după Putina vreme, Andrei acela a venit iar asi la Sfântul Chirisiu ruga sau un un o nu în obstea sa si sau o tundan tunda calugarie, iar cu viosul i-a îndeplinit cererea lui. Si Andrei, învrednicindu-se rânduieli monahicesti, a petrecut într-o ascultare, totdeauna ca induse de greselile sale cele mai dinainte si în fratilor cum voia să pună foc locasului. Si se multe au fratii din zi în zi, pentru că mult de pretutindeni veneau la cuviosul, unii pentru folos, alții pentru vietuire, iar cuviosul chirii, urmând domnului celui ce a zis, pe cel ce vine la mine nu-l voi goni afara primea pe cei ce voiau să se ostenească si sarab de nevoia pustiei pentru Dumnezeu. De aceea zi de si se întemeia manastirea si se aseza de obste, ostenindu-se tot împreună si câstigându-si din ostenelile lor cele de trebuinta pentru hrana. Odata, vrând, fratii să zideasca biserica nu se aflau între dânsii lucratorii scusiti în lemn, iar locul lor se afla departe de locuintele omenestii, deci aveau trebuinta de mesteri în lemn, iar cu viosul chirii, precum din început avea obicei ca întru toate nevoile si trebuintele sale sa se arunce la voia si la purtarea de grija a prea curatei fecioare nascatoare de Dumnezeu si niciodată n-a fost lipsit de ce a cerut, ci toate trebuintele îl si câstiga, astfel, punându-si nadejdea spre Maica lui Dumnezeu, s-a rugat ca treia cu din adinsul si de graba au venit mesteri si, osi, de nimeni fiind chemati, si s-a zidit o biserică aleasa, în numele preacuratei curatei fecioarei nascatoare de Dumnezeu si a cinstitei adormirii sale, iar oamenii care locuiau în prejur în partea aceea, auzind ca în pustia iezerului alb se aduna monah si se întemeiaza o manastire, iar acum au zidit si o biserica se mirau, însă gândeau că Sfântul a adus multe averi cu sine, si mai ales când s-au înstintat că fusese arhimandrit în manastirea lui Simon, socoteau ca acolo, la stăpânire. I-au venit câștiguri mari, deci un oarecare băier, anume Teodor, îndemnat fiind de diavolul, a trimis tâlhari ca, navalind noaptea asupra mănăstirii, să facă lui Chiri supărare sine ca zi sa ia averea lui, iar tâlharii mergând noaptea ca să navalească afara de veste asupra mănăstirii și si asupra celor ce dormeau, au văzut în prejurul mănăstirii multime de oameni, din care unii s a getau cu arcurile. Iar alții altele făceau, deci tâlharii stateau ascunsi într-un loc oarecare în padura aceea, de unde priveau de departe la oamenii aceia, așteptând până ce se vor duce de la manastire, dar tâlharii au așteptat până la miezul nopții și mai mult. Însă oamenii cei văzuti de dânsi nici nu se duceau, nici nu dormeau, ci petreceau ca niște strajeri ai manastirii. Deci tâlharii s-au dus fara să facă ceva, iar în noaptea următoare iar au venit și au vazut la manastire alții oameni mai mult decât întâi. În armatica, caniste ostasi, sitem înduse, s-au dus. Zi au spus aceasta boierului lor iar acela a gândit că poate cineva dintre dregatori a venit cu multime de slugi la cuviosul pentru binecuvântare si rugaciune si, zabovind, a rămas la dânsul în acele nopti. Deci Teodora trimis un taină la manastire ca să stie cu încredintare cine a fost în manastire ieri si al alta ieri. Si s-a înstintat trimisul ca nimeni nu a fost atunci în manastire, iar acum era mai mult de o săptămână de când nu venise nimeni. Deci a spus aceasta boierului care îl trimisese pe el, iar acela s-a mirat și s-a înspaimântat. Cunoscând ca Dumnezeu acopera pe robul sau, deci temându-se să nu, nu ajungă judecata lui Dumnezeu pentru că a voit să necașească pe placutul lui. A mers de graba la Sfântul Si, cainduse, i-a marturisit cu lacrimi greșeala sa, spunându-i si ce au văzut tâlharii cei de el, iar cu viosul chirii, învatându unu cu cuvinte din Dumnezeiasca Scriptura și si iertându unu, i-a zis, să mă crezi, fiule Teodor, că n-am nimic altceva în această viață decât numai aceasta haina veche, pe care o vezi pe mine si putine cartii. Atunci Teodor s-a minunat de săracia și si de bunul lui obicei si s-a dus la casa sa, mulțumind lui Dumnezeu ca nu prima a sa să scârbească pe placutul sau si s-a cada într-o atât de mare la si în mâinile vrajmasului pierzator. De atunci Teodor a câștigat mare dragoste și si credinta către sfânt. Siu nu avea pe el nu ca pe un om, ci ca pe un înger al lui Dumnezeu. Deci venind la dânsul pentru binecuvântare, îi aducea cele trebuincioase și si niciodată nu i se arata cu mâinile goale. Astfel, strabatând vestea pretutindeni despre cuviosul Chirisi venind mult la dânsul, a venit la locasul lui Siu monah, anume Ignatie, mare în fapte bune si având viața mai aspra decât alții. zi era acela alta pilda tuturor fratilor, pe lângă fericitul chirii, caci se vorbea de el ca niciodată nu s-a culcat pe coaste în vremea calugariei sale de 30 de ani, ci zis cu tura somnul cu Putin adormitare, stând drept sau sezând Putin pe ceva. Un bărbat ca acesta si alti nevoitori asemenea lui voiau să vietuiască cu cuviosul chirii, pentru viața lui cea de savârsit a si placuta lui Dumnezeu, iar asezamântul si rândui al avietii monahice în manastirea cuviosului Chiri era astfel. În biserica nimeni nu avea voie să vorbească cu altul, nici să iasă mai înainte de sfârșitul pravilei, ci fiecare avea porunca să stea la locul sau si la rânduiala la cea asezată, cu frica sicul o are aminte la cele ce se cânta. Asemenea, la închinarea la Sfânta Evanghelie și si la Sfintele Icoane era pazita bună rânduiala de a după cei batrânii, ca să nu se facă vreo amestecare între dânsii însusi fericitul povatuitor, când statea în biserica, niciodată nu se pleca spre perete si niciodată nu se dea afară de vreme, măcar ca picioarele lui, de stare multa în picioare, îi erau ca stâlpii. Asemenea si la masa era pazita cu vincioasa rândui ala cu din adinsul fiecare se zând la locul lui cu blândete și cu tacere și nimeni nu se auzea vorbind, decât numai cel ce cita. Fratilor totdeauna li se faceau trei feluri de bucate, afara de zilele de post și si de zilele în care se cânta aliluia, pentru că atunci fiecare se înfrâna după voie și si după râvna, unul mâncând pâine scata, iar altul petrecând toată ziua afara de hrana, iar regumenului îi se punea la masa tot aceea si hrana ca si fratilor si masura de opotriva cu acelorlalti, dar cuviosul nu lua nimic până la saturare. Când se sculau de la masa, după multumire, se ducea fiecare în chilia sa, neabatându-se la niciun fel de vorbe, nici intrând în chilia altui frate. Afara de mare nevoie, odată s-a întâmplat unui frate pe nume Martinian. El, de la masa, sa se sedu la alt frate pentru o trebuinta oarecare, iar cuviosul, vazându-unul pe acela, prima chemat la dânsul, si prima întrebat, unde te duceai? Iar el a spus, aveam o trebuință la acel frate si de aceea voiam să merg la dânsul, atunci sfântul. Ca și si cum l-ar fi defaimat, i-a zis lui, a sa paze stirându la manastirea sca, oare nu puteai să mergi mai întâi în chilia ta si să ti faci rugaciunea datorată. Apoi, dacă era nevoie, s-a mergi la el, iar Martinian a zis zâmbind, Părinte, dacă am merg în chilia mea, nu pot să mai ies, iar Sfântul Iagrait, a safat una. mai întâi mergi în chilie și si chilia te va învata la tot binele. În manastirea aceea se mai pazea și si la, de se aducea la vreun frate vreo scrisoare sau vreo daruire de la cineva, acel frate, fara sa despecetluiasca scrisoarea o aducea la egumen, asemenea si tot ceea ce îi se aducea lui, tot astfel. De voi a vreun frate s-a la cineva afara din manastire, nimeni nu îndraznea aceasta, fara porunca egumenului, iar în chilie nimeni nu era liber să aibă ceva, afara de cele prea trebuincioase, nici să numească ceva al sau... Ci, după apostolească vorba, să le aibă pe toate de obste, argint nici ca se pomenea la fratii, afară de averea de obste a manastirii, de la care toti aveau cele de trebuintă. Nici o bucată de pâine și si nici o bautura nu era liber să aibă cineva în chilie, iar de avea cineva sete, mergea la trapeza si acolo cu binecuvântare, în si potolea setea, de se întâmpla cuiva de mergea în chilia vreunui frate, nimic altceva nu putea să vada decât numai icoane. Cartisi vasul cu apa pentru spalat, asa erau liberi ca lugarii de toată împatimirea, numai o grija având, Sa a placa lui Dumnezeu, să aibă unul către altul dragoste si si sa se ostenească pentru trebuintele de obste, si precum la cântarea bisericească tot asasi la lucrul manastiresc. Fiecare alerga cu o sârdie, întrecându-se unul pe altul, ca mai întâi sa se afle fara de lenăvire, și si fiecare după puterea lui lucra nu ca oamenilor, ci ca lui Dumnezeu. Între toate lucrurile cele de obstese pazea si aceasta, să nu fie între dânsi vreo vorba împotriva, nici vreun cuvânt desert, ci fiecare s-a petreaca în tacere, pazindu-si asca sa iubire de înțelepciune, zisa li se para ca stau si lucrează înaintea ochilor a tot vazatorului Dumnezeu, iar de voia cineva să graiasca. Nimic altceva nu putea să spună rara numai cuvinte din carti spre folosul celorlalți frati, dar mai ales spre folosul acelora care nu stiau scriptura. Și si alte multe feluri de rânduieli erau în viața fratilor cea placută a lui Dumnezeu, iar cu viosul chiriei da de a pilda si masura de pravila si nu puteai să vezi între dânsii pe cineva având voia si socoteala sa deosebita, ci toti sa vârsea voia povatuitorului. Fara de împotrivire sau cârtire, ca pe o porunca a lui Dumnezeu, cei ce stiau sa lucreze cu mâinile, toate cele lucrate le duceau la camara cea de obstesi, nimic nu si tineau fara de binecuvântare pentru ca nici nu era de nevoie cuiva să atină ceva, deoarece toată trebuinta trupească, îmbraca mintea, mintea și si orice alta trebuinta, o avea de la obste, nici chiar cu viosul în susi nu voia să vadă pe dânsul o haină împodobită ci purta minte proasta si cu multe cusaturi pe ea. Cu viosul chirii mai avea si acest obicei, după sa vârsirea cântarii utreniei si după pravila sa cea obisnuita din chilie, mergea în bucatarie ca sa vadă ce fel de bucate se dau fratilor, rugând si poruncind celor ce slujeau în bucatarie sa se sarguiasca si sa gateasca hrana placuta fratilor spre odihna lor, iar uneori si singur le ajuta lor. Lucrând cu dânsii la la titul bucatelor, din cele ce putea să fie în pustie, din ostenelile lor, ca ce fel de ospaturi puteau să aiba ei, petrecând în săracie și în necastigare, iar bauturii ametitoare niciodată nu se găseau la dânsii. Aceasta rânduia l a sezat-o cu viosul ca nu numai în viața lui, ci și si după moartea lui, mai ales să nu îndraznească nimeni a aduce în manastirea lui vreo băutură ametitoare. Deci cu viosul avea mare sârguinta pentru rânduielile manastiresti, ca nici de cum să nu se strice. Dar mai ales să nu se schimbe predaniile sfintilor celor vechi si pusnice stile punerii de lege. Odată, în vremea Sfântului Simarelui Postal Pastelui. Agripina, sotia drept credinciosului boier Andrei, a venit la manastire pentru a face rugaciune. Caci locul pe care era zidita manastirea era mosiasista punirea acelui boier. Acea doamna era foarte credincioasa și iubitoare de Hristos cinstea foarte mult rândui ala monahicească si avea mare o sârdie ca cuviosul părinte Chiri, deci într-o zi de duminică a voit să o spateze pe fratii cu mâncare de peste, dar Sfântul n-a lăsat să se facă aceasta. Si rugândia mult pe cuviosul părinte sa dezlege pe fratii să manânce peste, Sfântul a răspuns, de voi face aceasta, atunci eu singur voi fi stricatorul rânduielii manastire Stisi, după sfârșitul meu, vor zice. Chirii a poruncit să se mănânce peste un postul cel mare punct. Atunci Agripina a înspatat pe frati cu mâncare de post si, ducându-se acasă, la udataria Sfântului pentru pazirea predanilor Sfintilor parintii. Dar după toate acestea, să ne întoarcem la povestirea celorlalte fapte bune ale cuviosului parinte Chiri. Se cade deci să se pomenească iarasi darul cel dăruit lui din început de Dumnezeu adică darul umilintei si al lacrimilor, ca și atunci când slujea Sfânta Liturghie sau citea, sau asculta ce se citeste, sau statea la pravila, sau învata pe fratii, niciodată nu putea să la lacrimile. Si din aceasta se putea vedea în dânsul caldura și și Dumnezeu este iubiri, si avea nadej de si credinta mare către Dumnezeu, Căci atunci când se întâmplau în manastire neajunsuri și si lipsa de cele de nevoie, si ziceau fratii s-a trimit la oarecare iubitor de Hristos, zaceara de la dânsi cele trebuincioase. El nu voia nici de cum s-a trimita, ci zicea, dacă Dumnezeu si prea curata maica lui ne vor uita în locul acesta, apoi pentru ce ne mai aflam în viața aceasta, si îi mângâia pe fratii. Cumva i să aibă nadej de Dumnezeu, iar la mireni să nu ceara milostenie, ca nu cumva, iesind ei din manastire pentru milostenie, să fie împiedicati de vrajma si prin oarecare sminteli, iar Dumnezeu vazând pe robul sau nadajduind sa de mult către dânsul, îndupleca inimile multor boieri și aceia trimiteau singuri în destulate milostenii din averile lor în manastirea cuviosului, iar el cu fratii primeau acelea ca trimise de Dumnezeu, până stăpânului Hristos si prea curatei lui Maici, deci cu acestea mângâia putinarea de suflet a fratilor dar să nu uitam si de mai înainte vederea cu pe care o avea din darul Sfântului Duh pentru curatia sufletului sau un frate oară care, anume Teodot, vietuind în pustie prin acelea si partisi auzind despre Sfântul Chirii, a venit în manastirea lui si, iubind pe parintele si manastirea sa. S-a rugat să fie numărat în rândul fratilor din acea manastire, de ce a fost primit si traia împreună cu ei. Însă, după o vreme oarecare, diavolul a pus ură în inima lui Teodora supra sfântului părintezii, pe cât la început avea dragoste și credința către dânsul, cu atâta a început a un urâ, încât nici nu putea sau nu vada, nici glasul săi unu auda, ci vicleanul gândul îndemna să iasă sa din manastire. Deci, luptându-se cu gândul acesta, s-a dus la Idnatie mai înainte pomenitul staret, barbat de Dumnezeu insuflat, si a marturisit lui gândul sau, iar staretul prim a mângâiat, zicându-i, frate, rabda pentru Dumnezeu, că am dat faga duinta lui Hristos stăpânului nostru ca, pentru dragostea lui, să le rabdam toate zi să cu încredintare ca acest gând te-a venit de la vrajmasul. Căci ce vezi vrednic de ura la părintele Chirii, care este ca îngerul lui Dumnezeu. Deci, ti spun că de ti vei asculta gândul tău ce viclean si de vei pleca de aici. Vei pierde mântuirea ta si vei cadea în mâinile vrajmasului. Iar Teodot, mângâindu-se putin, a zis, Vom mai aștepta sianul anul acesta, doar se va schimba cu mine, părintele. Apoi, după un ceas, iar se tulbura de același gând, căci vrajmasul nu înceta a duce aduce ura asupra Sfântului si, petrecând el tot anul luptându-se cu gândul sau sine având odihnă. S-a gândit să se ducă la părintele Chirisi să si marturisească tulburarea gândurilor sale, si intrând el în chilia părintelui si cautând la cuvioasa lui fata. S-a rusinat de caruntetile lui cele cu cuvinta si de rusine nu putea să zică nimic. Deci, voința ia sa afara. Staretul prim a oprit, zicându-i, frate Teodot, de vreme ce singur nu voi esti sa mi marturii se sti gândurile tale, atunci sa ti le spun eu. Si a început Sfântul Chirii a spune fratelui toate cele pe care le avea ascunse în inima sa, iar fratele, auzind unele ca acestea, s-a înspaimântat foarte si minunata minuna de vederea mai înaintea Sfântului. Deci, cazând la picioarele lui, îi cerea iertare. Atunci Sfântul, mângându-nu, i-a zis, să nu te mâhnesti, frate Teodot, ca toti s-au smintit crezând despre mine ca sunt bun, însă numai tu singura ai înțeles adevărul, cunoscându-mă ca sunt rausi pacatos, pentru ca cine sunt eu, pacatosul sine trebnicul, iar fratele, vazând pe părintele sumerindu-se astfel mai mult se trudea în sine și, si, plângând, însi marturii se agresea la, ca în desert, ura cura nedreapta pe acel drept, iar cu viosul, vazând pocainta lui Teodot, 1, a iertat si prima eliberat, zicându-i, mergi, frate, închilia ta, ca de acum nu va mai veni asupra ta un razboi ca acela, de atunci Teodot, aflând odihna inimii sale, a început avea către sfântul părinte mai mare dragoste si credinta decât întâi. Dar nu numai gândurile lui Teodot le vedea cu viosul cu ochiul cel mai înainte vazator, ci si ale multora, pentru ca cei ce veneau în manastirea lui îi cunostea de departe cu ce fel de gând vin si le spunea celor ce se întâmplau acolo zicând, acel frate voi este să vietuiască cu noi, iar celălalt gând este să se ducă. Si alte taine ale inimilor omenesti le descoperea lui Dumnezeu, dar nu se cade a trece cu tacerea siminunile cu viosului ci, spre marirea lui Dumnezeu ce e minunat întru sfintii lui. Să spunem macar câteva din ele, odată au adus la cuviosul chirii pe un om îndracit, anume Teodor, care patimea raude de necuratul duh, Caci era stăpânit de un diavol cumplit, iar cu viosul, făcând rugaciune, a izgonit pe diavol Zis s-a tamaduit Teodor. Si numai voia acesta să plece de la manastire si ruga pe sfântul sau în numere si pe ilânceata monahilor. Atunci, părintele 1, atunci pe Teodor în calugarie s si a pus numele Teofan. Într-o vreme nu ajungea vin pentru slujba bisericească s si au spus cu viosului că nu va putea face sfânta liturghie în zilele de sâmbătă și si duminica. Iar cu viosul chemând pe eclesiarhul Nifon, unul a întrebat despre vin, dacă mai este macar cât de puțin, iar nifonia a răspuns că si vasul în care se tine vinul este zvântat. Sia poruncip, a poruncit, sfântul s-a aducat la el vasul acela, iar eclesiarul, ducându-se, s-a aducat vasul. Prima aflat plin de vin. Pentru aceea, s-a mirat foarte mult, stind bine ca nici o picatura de vin nu mai era în vas, dar cu rugaciunile sfântului. Într-un ceas s-au umplut de vin, si toti fratii, s-au înstintat despre acea minune, si pentru aceea se mirau zis laveau pe Dumnezeu, iar vinul nu a scazut din vasul acela multă vreme. Până ce s-a adus alt vin de la niște oameni iubitori de Hristos, într-un an care s-a făcut foame temare între oameni. Deci poporul, fiind flamând, a început a veni la manastirea cu viosului, iar el a poruncit sale le dea pâine, desi manastirea era saraca. Căci atunci nu avea pământuri si averi, ci singurii fratii se osteneau, iar de le trimitea cineva din iubitorii de Hristos milostenie, cu aceea se hrăneau. Deci, într acea vreme de foamete, nu avea un manastire decât numai hrana trebuincioasă a fratilor. Zi strabatând vestea prin satele de prim prejur ca în manastirea lui Chiri se hrănesc toti cei infometati care merg acolo. Au început mai mult săraci si Amarutia se aduna la manastire, iar cu viosul legumen poruncea să i hranească pe toti, dar pe cât le dadea hrana la cei ce veneau, pe atât acea hrana cu rugaciunile cu viosului, se înmultea în manastire, deci o mare multime de popor s-a hranit din manastirea Sfântului Chiri în acea vreme de foamete. Odată s-a întâmplat de s-au aprins chiliile manastirii Sifratii nu puteau să stinga focul, care amenința cuprinde pe toate, încât si biserica era sa se aprinda, iar Sfântul, luând crucea, a alergat spre foc. Fiind acolo, si un mirean venit din cetate, acela, văzând pe Sfântul mergând de graba cu crucea, a râs în sine de el, caci vedea ca focul a cuprins toate, zistând Sfântul cu crucea împotriva si rugându-se lui Dumnezeu si prea curatei ci sale, în data focul a început a se stinge. Ca si cum se rusinase de sfântul, si de graba s-a stins tot, încât nu mai a pârlit manastirea, iar nu a ars-o. Iar pe omul care a râs de sfântul nu a ajuns pe deapsa lui Dumnezeu, ca prima n-a parit pe el o boală neașteptată, încât toate madularele trupului sau au slăbit. Deci cunoscându-si mireanul greseala sa a început a se marturisi cu pocainta înaintea Sfântului, iar Sfântul unu a iertat si rugându-se pentru el și si însemnându cu Sfânta Cruce. 1 a făcut sanatos, iar el, ducându-se într-o ale sale, a propovăduit tuturor acele lucruri minunate, minunile cu viosului părintelui nostru Chiri, fiind auzite nu numai în toată latura aceea, dar și si în alte laturi, un băier cu numele Mihai ce se numea Bilevski, trăind cu sotia sa Maria 8 ani, nu avea fi. Deci, mâhnindu-se pentru această nărodire de prunci și si, auzind despre cuviosul chirica toate câte cerea de la Dumnezeu Dumnezeule Capata, a trimis pe doi din boierii săi la el. Cu rugamintea sa se roage lui Dumnezeu pentru el și si pentru sotia sa, ca sa se dezlege acea nărodire de prunci. Si ajung în trimisii la cuviosul Sincane dând scrisoarea de la Boyer, fericitul le-a zis fiilor, de vreme ce ati facut mare calatorie cu osteneala, cred Dumnezeului meu si prea curatei maicii sale. Ca osteneala voastra nu va fi în desert, Dumnezeu va da Domnului vostru rodul nasterii de fi, iar ei s-au mirat cum stia staretul pricina pentru care sera ei, deci au cunoscut ca este un mare placut al lui Dumnezeu si i-au dat scrisoarea boierului, iar Sfântul a poruncit să-i odihnească. În si noapte i s-a făcut plăcut Mihailo Mihai Lovedenie ca aceasta a văzut un staret cinstit, purtator de lumina si împodobit cu tile, care tinea în mâinile sale trei vase si zicea ca trei el, primește ceea ce ai cerut de la mine. Acea si vedenie s-a făcut în acela si cea si sotiei lui. Maria, si desteptându-se boierul din somn, a început a spune sotiei sale vedenia sa, iar ea, luând din gura lui cuvântul, a zis, asemenea simie mi s-a arătat staretul si mi-a dat trei vase, zicându-mi, primește ceea ce ai cerut de la mine. Punct. Si vazând ei ca vedenia le era potrivită am mândurora, s-au mirat și au însemnat numarul acelei zile, iar cu viosul chirii, o spat în trei zile pe boiericei cei trimisi la el cu slugile lor, i-a eliberat cu binecuvântare la cel ce i-a trimis și a poruncit chelarului să le dea o pâine și si jumătate si putin pestisor ca să aibă pe cale, iar ei au zis. Părinte, porunceste să ne dea mai multă pâine si peste de vreme, ce calea este lungă, iar locul este pustiu si nu vom gasi de unde să cumpărăm pâine si peste, iar sfântul le-a zis. Mergeți cu pace, vor fi destule acestea până la casa voastră, iar ei, necutezând să supere mai mult pe staret, s-au dus. Deci, mergând, se gândeau de unde să cumpere pâine pentru ca să aibă pe cale, ca aveau să calatorească 20 de zile sau mai mult, iar ceea ce li se da duse de sfântul socoteau că le va ajunge numai pentru o zi, având multe slugi cu ei. Deci, Mergând în cale, la întâiul conac au început a fierbe putin din pestele care unu aveau de la manastire, dar când fierbeau pestele, acela se vedea mult. Deci? Sezând să mănânce, au pus acea jumătate de pâine, si au mâncat și si s-au saturat, iar acea jumătate de pâine se vedea ca si cum nu s-ar fi mâncat, asemenea si peste mâncându-se, se înmulte au si prisoseau, atunci ei au cunoscut că le-a spus adevărul cu viosul părinte, când le-a zis. Destule vor fi acestea până la casa voastră, si, după aceea, au fost fara de grija pentru hrana cât au mers pe cale, deci le-a fost destul acea jumătate de pâine, până ce au ajuns la locul lor, iar pâinea cea întreaga, împreună cu binecuvântarea sfântului, au dat oboierului si, au spus toate cu deamanuntul iar boierul a primit cu bucurie binecuvântarea si pâinea, mirându-se de minunile cele povestite. Apoi a sfarâmat pâinea în particele si a împartit câte o ca tuturor celor ce erau în casa sa si au mâncat-o ca pe o mare sfintenie, încât toti cât erau cuprinsi de vreo boală, în data sau un sanatosit din gustarea acelei pâini. După aceea, boierul a întrebat pe cei care au fost trimisi, în care zi au sosit la cuviosul, zis-o cotind, au aflat că au ajuns la sfântul în aceea și zi când boierul si sotia s-a văzut noaptea acea vedenie. Dintr acea vreme s-au născut boierului doi fisi fii ca si a înțeles că acelea erau cele trei vase ce li s-au dat de cuviosul în vedenie. Deci, având mare dragoste ca trei, el, trimitea multe milostenii la manastirea lui povestirea minunilor si a vieții cu viosului părintelui nostru Chiri se afla scrisa pe larg în manastirea lui si în mineiul cel Mareal, al fericitului Macarie, mitropolitul Moscovei, care este în biserica sobornicească din Moscova prea sfintei nascatoare de Dumnezeu, iar noi aici ca să nu lungim povestirea, să pomenim și si pe celelalte pe scurt, un oarecare Anastasie, traind bolnav de parte de mănăstire si fiind aproape de moarte, cuviosul viosul i-a trimis apa sfintita si prima facut sanatos, odată iezerul alb fiind mare, se învaluia foarte tare, dar sfântul unu a schimbat într-o alinare si a mântuit pe pescar de la nec, o femeie, sotia unui băier cu numele Ioan Cargolomul fiind oarba de multă vreme, Sfântul i-a daruit vedere prin rugaciuni si prin stropirea cu apa sfintita. un frate, anume Dalmat, care se îmbolna vise, a murit fara sa fie împartasit cu sfintele taine, preotul zabovind la sfânta slujba a liturgiei. Deci, învind unul din morti, prima împartasit cu sfintele taine si după aceea iar si a dormit într-un domnul, un boier, anume Roman Alexandrovici, traia departe de manastirea cuviosului, iar pe cuviosul Chirin nu prima a văzut niciodată, ci nu mai a auzit de el. Si fiind de lângă boala, era aproape de moarte, dar pe când se ruga prea curatei maicii lui Dumnezeu ca să iusureze boala, a văzut-o pe prea sfânta fecioară arat i se împreună cu cuviosul Chirin și si zicând către bolnavi, trimite la acest staret ca să de pas sfintita si, gustându-o, vei fi sanatos, deci în data după vedenia aceea, a trimis bolnavul la cuviosul cu rugaminte, ca să i de apa sfintita, si, aducându-i se apa, abaut din ea si s-a însanatosit în ceasul acela, după aceea s-a dus în data la manastire si, vazând pe cuvios, 1, a cunoscut ca el este acela care era în vedenie cu prea curata nascatoare de Dumnezeu. Deci, Cazând la picioarele lui, i-a dat multumire unei femei oarbe de trei ani, Cuviosul viosul i-a daruit vedere cu rugaciune si cu apa sfintita. Asemenea si pe alta oarba a făcut-o bine în felul acesta, fiind moarte mare în partile acelea ale iezerului alb, nimeni n-a murit în manastirea cuviosului. viosului, numai un frate a fost bolnav anume sosi patru, dar si acela s-a însanatosit cu rugaciunea cu viosului părinte, si a prorocit sfântul către un frate, zicând, crede-mă, frate Hristofure, ca niciunul din voi nu va muri mai înainte de mine, iar după trecerea mea de aici. Mulți vor veni după mine, zi s-a împlinit acea prorocie a părintelui întocmai, un bărbat, anume Iacov, Patimind de o boală cumplită, a fost adus la manastirea cuviosului pentru tamaduire. Aceluia nu numai ca nu a voit cuviosul să ai dea tamaduire, dar nici în manastire n-a poruncit sau nu primesca Siza cea bolnavul înaintea manastirii, iar din gura si din narile lui curgeau spume însungerate. Si fiind rugat cuviosul pentru bolnavi, nici de cum nu se pleca spre miluirea aceluia. În acea vreme a venit în manastire un barbat cinstit și si iubit al sfântului, care, vazând patimirea bolnavului, s a făcut mila de el și si s-a rugat cu viosului să o numiluiască pe bolnav și si să ai ceara de la Dumnezeu tamaruire, precum a cerut multora, iar cu viosul i-a zis, crede-ma. Fiule, ca boala lui nu este după întâmplare. El patimeste aceasta pentru pacatele de sfârnarii. si, de va fagadui ca se poca este sinceteaza de la niste pacate ca acelea, cred ca domnul meu si prea curata lui mai ca îl vor tamadui, iar dacă nu, va patim si mai mult. Deci, mergând cel ce a auzit acestea din gura cuviosului, i-a spus bolnavului, iar acela s-a înfricosat auzind păcatele cele vadite pe care numai singur Dumnezeu le stia. Deci s-a fagaduit cu lacrimi a se pocai și si a încetă de a mai păcatui. Atunci în susi cuviosul chirii a mers la acel bolnav, fiind uimila de el. Si a primit marturisirea pacatelor lui, si, facând rugaciune pentru el, 1. A făcut sanatos cu darul lui Dumnezeu, după toate acestea, cu nostru părinte Chiris, slabind de multele sale ostenelisi de batrânete si cuprinzându-se de durerile trupestii s-a apropiat ca trefericitul sfârșit, sinchemând pe fratii care erau un număr de 53, le-a făcut lor sezamânt ca, după moartea sa, nimeni sa nu îndraznească a strica ceva din rânduia la vietii de obste, zinvat i din destul, le-a puse gumen pe inochentie, barbat îmbunatatit, apoi, împartasindu-se cu Dumnezeie stile taine și dând binecuvântare tuturor si și rutarea cea mai de pe urma fiecăruia, rugaciunea fiind în gura lui, s a dat cinstitul si sfântul lui suflet în mâinile lui Dumnezeu, în noua zile ale lunii iunie, la pomenirea celui de un nume cu el, virgulă sfântul chiria al Alexandriei, în luna sfintei treimi, a duminicii praznicului sfintelor ruțalii. Si s-a luminat fata lui cu cuvinta Sibun miros a iesit din moastele lui, deci plângându-l ucenicii, l-a îngropat cu cinste. El a murit în anul de la facerea lumii 6935, iar de la întruparea lui Dumnezeu cuvântul, în anul 1427, vietuind în aceasta viața 90 de ani, când s-a dus în pustia iezerului Albera de 60 ani de la nasterea sa, iar în locul unde a alcatuit manastirea a vietuit 30 de ani, după cum în viața sa, cu darul lui Dumnezeu și si cu ajutorul prea curatei maicii lui, a făcut multe minuni. Tot astfel și si după moarte nu a încetat a face minuni. Gonind diavolii din oameni și tamaduind toate bolile celor ce veneau la moastele lui cu credinta, precum se scrie pe larg în istorie, iar noi, scurtând cuvântul, slavim pe Dumnezeu, care a preamarit pe placutul sau... Pentru slava prea sfântului sau nume, cel slavit de toata faptura acum si purura si în vecii vecilor amin.